În urmă cu aproximativ o săptămână și jumătate, m-a sunat un frate din Germania, dintr-o biserică românească de acolo. Și m-a întrebat dacă a ajuns la mine un act care trebuia să ajungă la mine cu privire la o anumită situație din biserica aceea. I-am spus că n-a ajuns încă. Și mi-a spus că a fost trimis pentru un frate cu care eu mă întâlnesc foarte des. Marea mea surpriză a fost să mă întâlnesc cu fratele acela de câteva ori și să nu-mi spună nimic despre actul acela care trebuia să ajungă la mine. Într-o zi, mi-am adus aminte de telefonul acela din Germania și mă întâlnisem cu fratele acela și am zis, frate Mircea, nu trebuia să-mi dai un act din Germania? S-a uitat așa la mine ca și când l-aș fi luat de pe altă planetă, s-a gândit, și a început să umble prin geantă. Și în geantă a găsit tactul acela care trebuia să ajungă la mine. Mi l-a dat și l-am văzut tot dus pe gânduri și am întrebat ce s-a întâmplat. Stau să mă gândesc când mi l-a dat fratele acela acest act. Și încerca să deruleze memoria. Și a zis, a, atunci, atunci ne-am întâlnit și atunci mi l-a dat. Și a zis în final, ce să fac? Îmbătrânesc. Dragii mei, bătrânețea este o scuză bună pentru uitare, nu? Ce ziceți? Uită bătrânii sau nu uită? Nu vreau să jignesc frații mai în vârstă, că pe acolo suntem mulți de aici. E ceva care caracterizează o anumită etapă de viață. Dar vreau să vă întreb, frații mei, doar bătrânii, uită! Ce ziceți? Vi s-a întâmplat vreodată cei care aveți copii de o anumită vârstă să plecați de acasă, să le dați o anumită treabă să o facă și pe când să veniți acasă, să vedeți că treaba e tot nefăcută și să întrebați cum de n-ai făcut. Am uitat. S-a întâmplat asta sau nu s-a întâmplat? Nu odată. Cum adică, bătrânețea sau nu numai bătrânețea predispune la uitare? Făți-mi, nu vi se pare că există anumite lucruri pe care toți le uităm? Uitarea e ceva care ține de natura noastră umană. Și uneori, dragii mei, e foarte bine că uităm. Ne încărcăm memoria cu tot felul de lucruri rele, necazuri, ofense, tot ce vreți, noastră. Ne eliberăm să facem loc altor informații. Mai că există o mare pagubă dacă uităm unde n-ar trebui să uităm. Bună oară, când venim la Casa lui Dumnezeu și se deschide cartea aceasta, se citește un cuvânt al lui Dumnezeu și se spune din cartea cu tare, capitolul cu tare, versetul cu tare. Și începe citirea. După 20 de minute, dacă v-ar întreba cineva de unde s-a citit, cam pe unde a fi? Fați-mi. Am uitat. Să nu mai vorbesc după ce se predică o jumătate de oră și am plecat de aici începe săptămâna, luni dimineața. Să te întrebe cineva despre ce s-a învățat duminica la biserică, am uitat. Ei bine, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu spune în această dimineață, printre altele, că noi ar trebui să nu fim ca niște ascultători uituci. Numai dacă nu suntem niște ascultători uituci și împlinim cu fapta, putem fi fericiți în lucrarea noastră. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. De unde vine acest cuvânt, dragii mei? Nu de la Dumnezeu din ce? Vreau să predic astăzi, dragii mei, nu pentru toți din locul acesta, dar dacă la toți se potrivește, predic pentru toți. Vreau să predic în această dimineață despre ascultătorii fără ținere de minte. Nu știu la care se potrivește. Cu siguranță mie mi se potrivește. Poate la mulți. Că poate toți din locul acesta avem această mare problemă cu a ține minte voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. N-aveți problema asta. Am stat când am citit textul acesta și am stat înaintea lui Dumnezeu și m-am rugat și am zis, Doamne, oare care sunt lucrurile acelea care predispun la uitare? Că sunt atâtea lucruri pe care le ținem minte și unii dintre noi plecăm din lumea asta cu ele în mormânt. Fără să le uităm vreodată, dragii mei. Deci ar trebui să le uităm. Oare care sunt lucrurile care ne predispun să uităm ce n-ar trebui să uităm? Adică Cuvântul lui Dumnezeu. Care sunt lucrurile astea? Și vreau să iau pe rând câteva, le regăsesc și în textul acesta. Primul dintre ele este lipsa de atenție. Atenția, dragii mei, este un fel de mobilizare interioară care mă determină să mă concentrez spre ceva sau cineva. Mă mobilizez pe dinăuntru. Până urmă, spune în cartea Apocalipsa la capitolul 1, Ioan zice acolo, în ziua Domnului eram în Duhul. Și am auzit înapoi a mea un glas care zicea, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Care a fost reacția lui Ioan? Frații mi m-am întors, să-mi concentrez atenția într-acolo, să văd glasul care îmi vorbea. S-a întors să vadă glasul acela care vorbește. Și-a avut o anumită viziune. S-a întors atent. Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că într-o zi, într-o anumită perioadă a anului, Gedeon era foarte preocupat și atent să bată grâul în teasc urma să vină o năvălire străină și el vroia să adune recolta, să o pună la adăpost, să nu poată fura dușmanul care năvălea peste țară. Era atent la ce făcea acolo. Dintr-o dată trece cineva pe drum pe acolo și zice, Domnul este cu tine, viteazule. Vă întreb ce a făcut Gedeon? Era concentrat să bată greu era atent acolo. Dintr-o dată și-a îndreptat atenția spre trecătorul acela care a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Și a zis, dacă Domnul este cu noi, de ce ne se întâmplă toate astea? Deci mei, Sfânta Scriptură mă învață că atunci când stau în fața cuvântului lui Dumnezeu și vă citesc de aici din Scriptură, ce trebuie să fac este să-mi concentrez atenția și ascultați versetul 22. Își va adânci privirile în legea desăvârșită, adică își va concentra atenția spre legea lui Dumnezeu. Frații mei, noi stăm aici în casa lui Dumnezeu confortabil pe băncile noastre și vă întreb, avem predispoziția să fim atenți la ce vorbește Dumnezeu? Sau nu avem predispoziția asta? De obicei, noi suntem atenți, ne concentrăm atenția spre ceea ce ne interesează. Oare ne interesează cuvântul lui Dumnezeu? Sau pur altfel întrebarea, de ce ne-ar interesa cuvântul lui Dumnezeu? Merită să ne intereseze. Dar de ce ne-ar interesa? Nu avem alte lucruri mai importante noi la casă sau la serviciu? Nu sunt alte lucruri la ordinea zilei într-o zi ca astăzi, bună oară, când toată țara asta fierbe? De ce ne-ar interesa cuvântul lui Dumnezeu? Că dacă nu mă interesează cuvântul lui Dumnezeu, n-am cum să-mi concentrez atenția spre cuvântul lui Dumnezeu. Chiar de ce m-ar interesa? Știți de ce? acest cuvânt al lui Dumnezeu este cel care mă problematizează. Adică mă face să-mi pun întrebări. Întrebări, dragii mei, ale vieții și ale morții, dacă vreți. Întrebări capitale pentru existența mea. Bunoară! În ziua cinzecimii, când Petru s-a ridicat în picioare și a predicat, Mulți mari de oameni erau acolo. Era mare sărbătoare. Cum sărbătoare la noi și astăzi. După ce a predicat Petru cuvintele acestea ale lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură că oamenii de acolo care au fost foarte atenți la predica asta, s-au problematizat și au pus întrebarea: "Fraților, ce să facem? Dacă n-ar fi fost atenți la cuvântul acesta, Ce ziceți? Câți din locul acesta, stând în fața Cuvântului lui Dumnezeu, ați fost problematizați vreodată să vă puneți întrebări? Băi, eu, relu moldovan, după ce aud Cuvântul ăsta, ce ar trebui să fac? Care sunt lucrurile majore din viața mea spre care ar, ar vrea Dumnezeu să mă îndrept? Că să le acord atenție și cu, probleme, cu, cu, întrebările astea să mă duc de aici acasă. Poate să n-am somn noaptea, să n-am liniște ziua că acest cuvânt al lui Dumnezeu mi-a creat probleme. La câți vă creează probleme cuvântul lui Dumnezeu? În sensul de a vă pune pe jar, de a vă mișca pe dinăuntru, în sensul de a vă pune întrebări, așa cum spuneam mai înainte, a căuta răspunsuri, pe câți din locul acesta ne mișcă de adevărat la cuvântul lui Dumnezeu? Dar nu doar că ne problematizează. Știți, dragii mei, că acest cuvânt al lui Dumnezeu este de folos nu doar să ne problematizeze, ci și să ne creeze cadrul pentru mântuire. Credeți că există mântuire în afara acestui cuvânt al lui Dumnezeu? Nu există. Acest cuvânt al lui Dumnezeu, dragii mei, citit din scriptură și predicat cu autoritatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Este cuvântul care ne creează cadrul ca într-un final să fim mântuiți de Dumnezeu. Știți că Sutașul acela din, din Cezarea, care ducea o viață religioasă respectabilă, era de apreciat, dragii mei. Se temea de Dumnezeu și făcea rugăciunile Omul acesta a primit de la Dumnezeu prin un înger un mesaj care a spus așa, du-te și cheamă-l pe Petru. Dar ce să facă Petru? Ce slujbă a făcut Petru în casa lui frații mei? Ce ritual? Nimic. N-ați nici ritualul ortodox, nici pe cel catolic, nici pe cel penticostal, nici pe cel baptist, nu, dragii mei. N-ați niciun ritual acolo. S-a dus Petru în casa aceea și a început să predice, pentru că îngerul acela i a zis, îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit. Tu și casa ta. Vă întreb, nu este de folos cuvântul acesta? Biblia zice că e de folos. Realitatea confirmă că e de folos. Îi de folos pentru că mă problematizează. Îi de folos pentru că îmi creează cadrul să experimentez mântuirea. Dar e de folos, dragii mei, că acest cuvânt al lui Dumnezeu îmi creează cadrul pentru experiențe spirituale. Ați fost vreodată mișcați pe dinăuntru de cuvântul lui Dumnezeu? Știți ce s-a întâmplat în casa lui Corneliu când a predicat Petru? Frății mei, știți? Nu pot să-mi imaginez maniera în care Petru a predicat. Nu pot să-mi imaginez, dragii mei, în destul de bine, destul de bine felul în care audiența de acolo s-a comportat. Dar știu cum s-a comportat Dumnezeu la predicarea aceea. A deschis cerurile și a coborât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu acolo, Amin. în timpul unei predicări. Pentru că audiența aceea era suficient de bine pregătită și suficient de atentă așteptând ca ceva să se întâmple. Pentru că îngerul acela a zis, când vei auzi cuvintele acestea, se va întâmpla ceva, vei experimenta mântuirea. Și a venit mântuirea, dragii mei, și a venit experiența asta a Duhului Sfânt Lui Dumnezeu. Câți dintre dumneavoastră vă așteptați ca în timp ce se predică cuvântul în locul acesta, Dumnezeu să ia frâiele? Câți vă așteptați? să nu mai conducă nici păstorul programul, nici echipa de laudă cântările, să conducă Duhul lui Dumnezeu totul. Cât vă așteptați la asta? Și în timp ce Petru predică sau altul de aici predică, în timpul ăsta Dumnezeu să-și facă lucrarea lui și Dumnezeu să conducă cum vrea el să conducă în locul acesta. Cât vă așteptați la asta? Dragii mei, astea nu-s povești, e adevăr de aici din Biblie. Ei, dacă cuvântul acesta lui Dumnezeu ne este de folos. Noi trebuie să fim atenți. Lipsa de atenție, dragii mei, ne face după ce am ieșit de aia, să uităm și ce a fost și cum a fost. În al doilea rând, al doilea lucru care predispune la uitare este lipsa de respect. Respect pentru cine? Poate ziceți că noi care trecem pe aici pe la învun, cerem să fim respectați că suntem aici la învun. Nu, 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 nu asta. Deși este și asta parte din adunarea noastră din locul acesta. Respect pentru Dumnezeu. Și vă întreb, dragii mei, frați și sorori, prieteni dragi, credeți că Dumnezeu este o persoană demnă de respectat? De ce? De ce l-am respectat pe Dumnezeu? Știți de ce? Cel puțin pentru două lucruri. Pentru ceea ce este El, știți că noi respectăm pe oameni pentru poziția lor de foarte multe ori, știți asta? Și spunem, domnule profesor, da? E om ca și noi, din carne și oase, are și el limitele lui, bă, poate unii dintre domnii profesori au mai multe vulnerabilități ca noi, nu? Trăiesc poate din punct de vedere moral, cine știe cum, dar pentru poziția pe care o are, îl respectăm și îi spunem, domnule profesor. Ei, vreau să vă spun, nu există poziție mai înaltă decât poziția lui Dumnezeu. Este pe poziția cea mai înaltă. Isaia când a avut viziunea aceea și consemnată în capitolul 6 din profeția lui, spune că l-a văzut pe Dumnezeu stând pe un scaun de domnie foarte înalt. Nu este altul mai înalt. În respect pentru poziția lui. Dar al doilea lucru, frații mei, știți de ce ar trebui să-l respectăm? Pentru comportamentul lui față de noi. Vă întreb, vi s-a întâmplat să respectați pe cineva vreodată pentru ce a făcut pentru dumneavoastră? Să aveți considerație să aveți apreciere. S-a întâmplat? Sigur! Nu uitați că Dumnezeu ăsta are față de noi un comportament care trebuie respectat. Zice aici Sfânta Scriptură, El de bunăvoia Lui ne-a născut din nou. Nu-i meritul meu, nu-i meritul dumneavoastră. Nu este ceva care să -l fie impresionat pe Dumnezeu. De bună voia Lui s-a apropiat de noi să ne nască din nou E important lucrul acesta, frații mei. Ei, o minimă dovadă de respect pentru cineva, știți care este, dragii mei, să-l asculți când vorbește. E asta dovadă de respect sau nu e dovadă de respect? Am urmărit săptămâna trecută o predică într-o biserică. O predică superbă, era înregistrată dintr-o biserică. În biserica aceea, am unul era undeva aici unde e masa asta și în spate era corul, cum e corul la noi acum. Predicatorul stătea cu spatele înspre, înspre cor. Spuneam o predică superbă, profundă, ungere de la Dumnezeu. O predică care m-a marcat profund. Numai că sub fereastra aceea pe care eu urmăream predica respectivă, există câteva comentarii. Și m-a pus ispita să citesc comentariile de acolo. Și zicea cineva, și eu nu am fost foarte atent până am citit comentariul, zice, uitați-vă pe rândul al doilea, în spatele predicatorului, la sora care stă în dreapta predicatorului, a doua persoană. Uitați-vă cât e de absentă. Și am uitat. De la început, până la sfârșit. Sora aceea de la cor, nu era în biserica noastră, nu vă uitați acum la surorile din corp și încerca să identificați, că nu era biserica noastră. M-am uitat, dragii mei, și toată predica aceea, persoana aceea era dusă, era absentă. Să uita pe pereți. Și scria cel care a scris comentariul, cum se poate când Dumnezeu vorbește cu atât autoritate să fie absent? Chiar cum se poate? Dragii mei, cum se poate. Dar uite că se poate. Nu doar în biserica aceea. Se poate peste tot, se poate și la noi la biserică, se poate la mine și la dumneavoastră. Și știți de ce, frații mei? Pentru că noi acordăm lui Dumnezeu nici minimul acesta respect să ascultăm când vorbește. El merită respect. Nu uitați locul acesta. Pentru ce este el. Și pentru felul în care ne tratează pe noi niște oameni care nu avem niciun merit, merită tot respectul. Dacă sunt tată, mi se spunea, vine seara și la rugăciune, unde este cinstea sau respectul care mi se cuvine? Și așa ca și cu un oftat, Dumnezeu stă în fața poporului lui, atunci și în fața poporului astăzi și întreabă, unde e respectul care ar trebui să mi-l dați? Pentru ce sunt și pentru ce fac pentru voi. Frații mei, când nu-i acordăm lui Dumnezeu respect și nu-l ascultăm, se întâmplă ceva extraordinar. N-aș vrea, vrea să se întâmple cu noi. S-ar putea ca Dumnezeu să înceteze să ne mai vorbească. Sau Dumnezeu să nu ne mai vorbească. Care din locul acesta ați vrea sau v-ați simți confortabil ca Dumnezeu să nu vă mai vorbească? V-ați simți confortabil? Știți că în noaptea aceea când copilul Samuel a fost conturbat din somn de o voce care zicea Samuele, Samuele, s-a dus la el și a zis, s -am venit că mai chemat, a zis nu te-am chemat, te cul, că a venit a doua oră, iar mai chemat, nu te-am chemat. Dar uite, dacă te mai cheamă cineva noaptea, zi așa, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Vă întreb, când a început să curgă vorbirea lui Dumnezeu? Credeți că Dumnezeu nu putea să vorbească până când a zis El așa, au fost astea cuvinte magice? Nu, frații mei, era momentul în care, de aici, de pe pământ, un pământean, un copil, dacă vreți, își concentra atenția spre Dumnezeu și acorda respectul Dumnezeului care începe să vorbească. Și Dumnezeu începe să vorbească. În psalmul 50, mi se pare. Cuvântul Domnului spune așa, dacă nu greșesc eu pe la versetul 7. Ascultă poporul meu. și voi vorbi. Ascultă Israel și te voi înștiința. Adică dacă tu nu ești pregătit să asculți, nici nu vorbesc. Și ne întrebăm, dragii mei, poate de atâta vreme, de ce nu ne mai vorbește Dumnezeu? De ce nu se mai îndreaptă Dumnezeu să mă sfătuiască, să ne sfătuiască? Cum să o facă, dragii mei, când noi nu-i acordăm minimul respect de a uh, asculta când El vorbește? Dar noi acordăm atenție. Credeți că ar trebui să schimbăm ceva aici? Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Dar atunci când noi acordăm respect lui Dumnezeu, nu doar că s-ar putea Dumnezeu să nu mai vorbească. În momentul în care noi acordăm respect lui Dumnezeu, pierdem... Disponibilitatea de a asculta Ori nu uitați, mei Cuvântul acesta vine de la Dumnezeu Spune aici în versetul 17 așa Orice ni se dă bun Este de unde? Și stau și mă întreb dacă noi credincioși ăștia de aici mai credem asta Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor. Începeți să faceți lista cu tot ce aveți bun. Și întrebați-vă dacă puteți spune, e de sus de la Tatăl Luminilor. Puteți spune asta? Sau ați spus-o până în această dimineață că e de sus tot ce am avut bun în viața asta. Ei, frații mei, pe această listă cu cei buni și vine de sus, este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea se zice cuvântul lui Dumnezeu, vine de sus. Ei, ar trebui, dragii mei, să acordăm respect lui Dumnezeu pentru că ne dă asta, ceea ce este bun pentru noi, cuvântul ăsta care e bun pentru noi, ar trebui să acordăm respect. Vă duc mai departe, dragii mei, în al treilea rând, un alt lucru care predispune la uitare este Lipsa de interes Și poate întrebați Interes pentru ce? Poate ziceți pentru Cuvântul lui Dumnezeu, o fi și asta Dar e un anumit interes Știți pentru ce ar trebui să fie interes? Interes pentru Obiectivele lui Dumnezeu Vă întreb V-ați spus vreodată Întrebarea înaintea lui Dumnezeu Așa să stați de vorbă cu Dumnezeu ca și un copil cu tata, să-l întrebăm pe Dumnezeu, Dumnezeule, ce obiective ai tu cu privire la mine? Ce vrei tu să faci cu mine? V-a spus întrebarea asta vreodată? Sau nu v-a spus-o? Care sunt planurile tale, Dumnezeule? Mă duc și bat drumurile clujului să ajung la biserică? și mă duc poate la cină sau mă duc de două ori pe lună sau mă duc de patru ori pe lună. Doamne, care sunt planurile tale? Ce obiective ai tu cu privire la mine? V-am spus o dată întrebarea asta. Știți că Dumnezeu are planuri cu noi, are, are, obiective pe care vrea să le împlinească în viața noastră, știți? Îți vă aminte că atunci când Domnul Iisus Hristos a mers pe la mare și a zis veniți după mine către pescarea aceea, le-a spus ce obiective are cu ei, știți? Vreau să vă fac pescari de oameni. Ăsta e obiectivul meu cu privire la voi. I-a luat de acolo să-i ducă undeva. Când Domnul Iisus Hristos l-a întâlnit pe, pe Saul din Tars, pe drumul acela spre Damaschi, a tăiat calea, știți că avea deja un obiectiv cu privire la el? Vreau să-l fac cumva sales, știți asta? Doamne, cu privire la mine, la casa mea, la familia mea, ce obiective ai, Doamne? Care sunt planurile tale? Se împlinesc sau nu se împlinesc în viața mea? Ei ne interesează ce vrea Dumnezeu cu noi. Că dacă ne interesează, ascultăm Cuvântul. Dacă nu ne interesează, uităm foarte repede. Doamne, ce vrei cu mine? Știți ce vrea Dumnezeu și vreau să vă spun destul de repede asta. Vrea Dumnezeu să ne nască de sus. Adică nu să fim oameni care mergem la biserică doar. Oameni care avem o religie doar. Oameni care ținem sărbătorile doar. Vrea Dumnezeu să fim oameni pe care să-i nască din păcat, să-i ducă în neprihănirea lui Dumnezeu. Să-i nască din nou. Ei spune Sfânta Scriptură aici, ce vă spuneam deja mai înainte. El de bună voia lui ne-a născut din nou, prin cuvântul adevărului. Și vă întreb dacă toți care suntem în locul acesta putem zice sunt născut din Dumnezeu. Putem spune asta? Amin. A, nu că v-ați născut într-o familie de pentecostali sau într-o țară ă, creștină cum e România, într-o familie creștină din România, nu, nu. Ca nu vă asigură faptul că sunteți născuți din Dumnezeu. Deloc. Trebuie să fie un moment de cotitură în viață moment de criză spirituală, dacă vreți, moment în care m-am întâlnit în mod personal, cuvântul acesta îndreptat spre mine m-a răscolit pe dinăuntru. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu m-a convins de starea de păcat în care sunt și zic, ai milă de mine, păcătosul, și din cer Dumnezeu decretează, de astăzi ești socotit, justificat, neprihanit. Dacă nu se naște cineva din nou, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Sau și mă întreb noi de aici, cât vom intra în Împărăția Lui Dumnezeu? Chiar nu-i poveste, nu-i bas, ea este realitate. Într-o zi se va așeza în mod plenar Împărăția Lui Dumnezeu. Cine nu se naște din apă și din duh, nu poate să intre în Împărăția Lui Dumnezeu. Punct! E adevărul spus de gura Domnului Isus Hristos. Ăsta este parte din obiectivul Lui Dumnezeu. Dar El vrea să ne ducă mai departe. El vrea Dragii mei, să ne crească, nu doar să ne nască, să ne lase la nivelul acela de bebelaj spiritual. Vrea să ne crească, să ne ducă spre cele desăvârșite. Și ascultați ce spune Sfânta Scriptură aici în capitolul 1, în două locuri cel puțin. Spune aici, El ne de bună voia Lui ne născut prin cuvântul adevărului ca să fim. Ca să ajungem undeva, un fel de pârgă a făpturolului. Sau versetul 4, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea ca să fiți desăvârșiți, să ajungem undeva. Haideți să vă citesc din Efeseni, capitolul 4. El a dat pe unii apostoli, versetul 11, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos până vom ajunge toți. Și citiți mai departe. La unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos. Vă interesează obiectivul ăsta Lui Dumnezeu cu dumneavoastră? Vă interesează? Când vin la casa Lui Dumnezeu, cu această preocupare pentru obiectivul lui Dumnezeu când mă interesează. Nu se poate să nu stau atent la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu aici mă tot formează. Știți, în profeția lui Ieremia, în capitolul 18, zice Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-a trimis pe profetul acesta în casa olarului. Și a zis, du acolo, olarul tot mai lucrează pe roată. S-a dus în casa olarului și olarul ăsta tot mai lucra pe roată și când olarul se apucă de o treabă, eu am fost la o, un atelier din ăsta de olărit undeva la marginea, în Suceava. Am trecut pe acolo și am intrat să văd cum face un vas, cum face... Are un obiectiv. Când pune boțul acela de, de lut pe, pe roata aceea, olarul are un obiectiv. Știi ce vrea să scoată din, din boțul acela de lut. E adevărat, frații mei? A pus acolo, mă uitam cum pune acolo și începe să vărtă roata și cu degetele cu mâinile apăsat într-o parte și a ieșit o minunăție. S-a dus Ieremia acolo în casa olarului și a văzut că pune lutul pe, pe roată, în vârte și ce s-a întâmplat? N-a ieșit vasul după cum și l-a planificat olarul. Nu a ieșit. Avea un obiectiv și obiectivul ăsta n-a ieșit. Ce s-a întâmplat, frații mei? Spune Sfânta Scriptură că ă, Olarul a început să frământe din nou. să pune iar pe roată. Să facă un vas așa cum vrea el. Fății mei, când suntem aici, marele maestru Olar ne pune pe roată. Și prin tot ce se întâmplă aici, punând cuvântul la lucru, punând Duhul Sfânt la lucru, punând slujitorii la lucru, Dumnezeu are un obiectiv. Vrea să ne facă un vas așa cum vrea El. Și n-am ieșit duminica asta cum vrea El. Și n-am ieșit de 20 de ani cum vrea El. Și e mare har că încă mă mai frământă și mă pune iar pe roată. Cu speranța că într-o zi voi ieși un vas așa cum vrea el.